Bună seara, bine ne-am regăsit la raportul zilei. Directorii, actualii directori din compania națională, din fosta companie națională a lignitului Oltenia, din actualul CEO, Complex Energetic Oltenia, au salarii prea mari. Asta spun reprezentanții USL, care în aceste zile au și dat publicității niște sume. O să vedem imediat despre ce cifre este vorba. Au fost operate și majorări salariale preferențiale pe criterii pur politice, spun unii dintre reprezentanții aceleiași structuri politice aflate acum la guvernare. O să vedem despre ce anume este vorba, o să încercăm să analizăm acest subiect, dar și altele, cu invitații la raportul zilei în această seară. Domnul Nicolae Bobu de la Partidul Conservator, domnul Andrei Maioreanu de la Partidul Social Democrat și domnul Nicolae Cilibiul de la Partidul Democrat Liberal. Bună seara, domnilor! Bună Ca seara. Să nu pierdem foarte mult timpul, pentru că am intrat un pic mai târziu, vreau să-i rog pe colegii mei din regie să și ruleze un material pentru a vedea punctul de vedere al liderilor USL, în speță ai celor de la Partidul Social Democrat, după care o să revenim cu discuția aici în platou. Nemulțumit de faptul că directorii CEO încasează lunar câteva sute de milioane de lei vechi, președintele executiv al PSD și în același timp vicepreședinte al Alianței USL la Gorj, Ion Călinoiu, a sesizat această situație la cabinetul primului ministru Victor Ponta. E suficient că ne-am sesizat. Vreau să spun și acum, ca și de fiecare dată, Uniunea Social-Liberală nu se va implica de niciun fel în luarea unor măsuri administrative. Se sesizează aspectul, iar măsurile administrative, corecțiile respective, vor fi făcute fără niciun fel de influență politică de către Ministerul de Resort. Această sesizare este sprijinită și de parlamentarii PSD de la Gorj, care spun că nu este normal ca șefii dintr-o companie de stat să câștige cât un manager dintr-o multinațională de succes. Nu se poate în asemenea condiții ca un director general să aibă peste 300 de milioane salariu, iar ceilalți între 200 și 300 de milioane. E într-adevăr un lucru sfidător și nu pot să accept cât de importantă este munca lor și cât de eficienți pot să fie ei pe minut ca să obțină asemenea venituri lunare. E, dacă vreți, un salariu, cred eu, comparabil cu o firmă occidentală de mare performanță. Parlamentarii PSD sunt hotărâți ca în ședințele pe comisii pe care le vor avea în perioada următoare să ceară corpului de control al ministrului economiei să verifice modul în care șefii CEO cu simpatii PDL se comportă cu directorii din linia a doua ai Alianței. Chiar directorul general al Complexul Energetic Oltenia este un pedalist convins și o spun, am declarat-o și la un post de radio astăzi, el era omul de casă al lui Radu Berceanu de la Craiova și în consecință el nu-și uită originea politică și trebuie să țină la oamenii care reprezintă PDL-ul. Mi-asum ceea ce declară acum, și anume că acest fapt a produs foarte multe nemulțumiri în rândul celor care lucrează în energie și în minerit, pentru că majoritatea dintre acești conducători s-au purtat foarte urât cu cei din PSD și PNL. De două zile, echipa de control a ministrului economiei se află în Gorj. Primele verificate sunt unitățile energetice de la Turceni și Rovinari. Da, acesta a fost materialul. Salarii foarte mari, și scriau astăzi colegii jurnaliștii de la Gorj Domino că ar avea domnul Gârjoabă, directorul general de la CEO, vreo 330 de milioane de lei vechi. Adjuncții dumnealui, 4 la număr, și ei ar avea vreo 268 de milioane vechi fiecare, și ar mai fi pe lângă cei 5 încă vreo 100 și ceva de directorași, care și ei ar avea salarii undeva la câteva 10 de milioane de lei vechi, apropiindu-se de 100 sau chiar depășind această sumă. Domnule Cilibiu, dumneavoastră, PDL-ul, sunteți acuzat în primul rând că ați pus pe funcții niște oameni, că majoritatea directorilor din actuala unitate, din
actuala entitate din acest domeniu minier și energetic, sunt fie membrii de partid, fie persoane susținute de Partidul Democrat Liberal. Am auzit și opinia domnului deputat Popeang, domnul Bălășoiu, un apropiat al domnului Berceanu. Da. Cum ați reușit să vă puneți oamenii în funcții în perioada asta în care la guvernare este USL-ul totuși? Da, m-aș fi așteptat să-i dați cuvântul domnul Maioreanu ca să vină cu detalii vis-a-vis de... Vreau să spuneți dumneavoastră cum ați reușit să-i puneți în funcție. Vis-a-vis de acuzații, dar eu o să răspund pe materialul care l-am văzut acolo. În primul rând l-ați făcut pe domnul Gârjoabă, directorul general, și nu este el. Domnul Bălășoiu. Domnul Bălășoiu și domnul Gârjoabă este, da, este director. Are și dumnealui salariu destul de mare, să nu-i plângeți de milă, că nu mai e la Turceni. E la Jilț și e pe funcție de despre partea conducere. DCO am să vorbesc și am să spun astăzi cam tot ce știu eu și cum s-au derulat lucrurile. Poate domnul Maioreanu o să ne spună și de partea de Hidro, că și acolo lucrurile nu s-au modificat, adică sunt ele care au fost și până acum. Dar eu vreau să aici este o entitate nouă, mari, ca să nu spunem nesimțite. Nu am informații vis-a-vis de ce salarii, lucrurile sunt confidențiale, dar probabil că domnul Călinoiu și domnul Popeang au acces confidențiale, la... dar recunoscute de anumite persoane din cadrul entității, colegilor de la Gorj Domino, spuneam. Să ne înțelegem, eu nu vreau să iau parte nimănui. Eu vreau să discutăm astăzi pe chestii principiale. Că nu contează cine este la guvernare, noi discutăm acum problema că sunt niște salarii care, în opinia unora, depășesc niște salarii de bun simț, așa cum le-a spus dumneavoastră. Nu am informație cât sunt salariile, nici nu știu dacă sunt mari sau mici. Ce pot să vă spun? Că lucrurile din industria minieră sunt diferite. Eu sunt inginer minier, am lucrat în domeniul minier, am avut funcție de conducere. Este altceva decât în domeniul, eu știu, agronomic, în domeniul zootehnic, lucruri în care probabil se plice mai bine colegii noștri. Acolo înseamnă și o răspundere la un colos așa mare, presupune o angajare, presupune niște răspunderi, presupune un stres și probabil că sunt și niște salarii pe măsura responsabilităților pe care le are fiecare dintre directorii nominalizați. Vis-a-vis de a pune pe funcții. Păi, directorul general, de exemplu, are salariu de câteva ori mai mare decât președintele țării. Nu știu. Deci nu știu și nici nu vă, contrazic, nici nu vă aprob. Că nu știu dacă așa este. Plecăm de la premiza că dumneavoastră spuneți că așa este. Probabil că îl merită. Probabil că îl merită. Nu a demonstrat și asta nimic înseamnă... până acum. De-abia acum se conturează această entitate. Nu a apucat să demonstreze nimic ca să putem spune că își merită într-adevăr salariul ăsta colosal. Și să ne gândim că aceste salarii au fost stabilite odată cu înființarea sau chiar înainte de ființarea CEO. Vreau să vă spun că pentru fiecare post există și colegii mei știu care lucrează, există o grilă de salarizare. Probabil fiind o funcție nouă, care nu mai există în România, director de asemenea colos, este o grilă care ajunge până acolo unde spuneți dumneavoastră. Deci pentru fiecare post din... Și grila asta să fie stabilită de cine? Că eu n-am grila asta se stabilește de... E un consiliu de supraveghere, au structurile dânșilor care iau deciziile și stabilesc grilele de salarizare în negociere cu sindicatele. La toate lucrurile astea, partenerii sociali sunt consultați și se iau deciziile împreună. Adică cei din sindicate le-au dat mână liberă să-și stabilească salariile? Nu, le-au dat mână liberă, că ăsta este termenul. De regulă, când se stabilesc grilele de salarizare în toate instituțiile, instituțiile mari, unitățile mari, se face o consultare cu sindicatele, pentru că nu se stabilește numai pentru director general. Lucrurile pleacă de jos pentru toate funcțiile până sus. Domnule Maioreanu, 330 de milioane de lei vechi, 260 și spuneam 100 și ceva de directori. Dacă am stat să adunăm salariile tuturor, probabil am ajunge la miliarde bune pe lună, numai pentru conducere. Doamna Stoian, eu am intrat în zona mineritului de când am terminat facultatea, în 1993, ca inginer debutant și... Iată că până în 2012 s-au adunat destul de
mulți ani în această activitate. Am prins inclusiv perioada anilor 1997, când în zona mineritului a început marea restructurare. Deci am lucrat în cadrul Companiei Naționale a Lignitului, ulterior în cadrul SNLO, am avut o perioadă în care am lucrat și la termocentrală și la CNH, dar vreau să vă spun un lucru. O așa situație penibilă, caragioasă, ridicolă, abuzivă, cum este din 2005 încoace, vă rog să mă credeți că nu a existat niciodată în această zonă. Au apărut aceste discuții și sunt permanentizate, din păcate, legat de ceea ce înseamnă clientela politică din zona companiilor de stat. După ce s-a înființat acest complex energetic, m-aș fi așteptat ca după perioada trecută să vedem deja primele măsuri importante pentru ceea ce înseamnă programul pe care și l-au propus pentru eficientizarea acestei companii. Și astăzi, știind că vin la dumneavoastră la emisiune, chiar așa am vrut să văd, zic, dom'le, chiar nu mai există în Europa asta companii de stat cu profil similar ca al complexului energetic Oltenia. Nu m-am dus nici în Germania, nu m-am dus nici în Italia, nu m-am dus în statele din vestul Europei și am luat pe vecinii noștri polonezi. Și într-o situație prezentată pentru anul 2011, mă uitam la cele mai mari companii poloneze, atenție, cu capital de stat. Una este din foarte domeniul energetic. Atenție, vorbim strict de ceea ce înseamnă minerie și energie. Un mare producător este compania energetică PGE Polska Grupa, producție și distribuție de energie. Doamna Stoian, această companie energetică integrată care produce energie atât din surse convenționale, cum este cărbunele la noi, dar și din surse regenerabile, a produs în 2011 peste 53 de teravați-oră, aproape cât produce întreg sistemul energetic din România. Numărul de salariați al acestei companii, care, repet, este o companie de stat cu capital majoritar de stat, cu acționar principal majoritar statul polonez, are 46.000 de angajați. În 2011, profitul acestei companii miniere se ridică la $1 miliard, iar valoarea de piață este de 14,8 miliarde de dolari. De ce polonezii pot și de ce în România nu poate să funcționeze o companie similară? O companie integrată energetică cu producție de energie și pe bază de cărbune, da? Și de ce în România nu putem să mergem? De ce? Pentru că aceste lupte politice interminabile nu duc decât într-o singură direcție. Dărâmarea unui întreg sistem pe care, dacă nu îl vom proteja în perioada următoare, pe care nu îl vom face eficient și pentru care nu vom bate cu toții ca să asigure locuri de muncă, atât pentru județul Gorj, dar și pentru această țară, este foarte clar că vom pierde cu toți. Dar nu ați găsit nimic și despre salarii, pentru că am fi interesat. Este o situație și din acest punct de vedere. Sunt salarii mari și acolo. Dar dați-mi voie să vă spun, în condițiile în care această companie energetică are o producție de energie foarte bună, pe prețuri foarte bune, pe livrare, pe vânzare de energie, nu la băieții deștepți, și pe piața regională sau pe piața internă de energie, este normal ca oamenii salariații, începând de la director și până la ultima femeie de serviciu, să fie motivați, să fie stimulați. Iar motivarea este importantă, în primul rând, prin ceea ce înseamnă stimularea financiară. Nu salariile foarte mari cred că dăunează într-o companie energetică. Și faptul că salariile foarte mari la noi sunt date după alte criterii și, în primul rând, cele politice, decât legate de competența și performanța profesională. Aceasta este marea problemă. Nu vreau să fac aprecieri legate de salariile directorilor din complexul energetic Oltenia. Pe foarte mulți dintre ei cunosc. Un singur lucru, nu aud discutându-se, deși sindicatele au mai dat un semnal în acest sens, despre ce înseamnă salariile muncitorilor, celor care trudesc acolo în Roșia, în Pinoasa, în Jilț, în termocentrale și așa mai departe.
Eu sunt convins că în perioada următoare și cu această, și cu această frază am să închei, nu mai puțin să-mi duc chitea. Pe rând o să vorbim imediat. Și deci cu această frază am să închei. Vreau să vă spun că în perioada următoare, am spus-o de câte ori am avut ocazia, complexul energetic Oltenia rămâne acțiune prioritară pentru ceea ce înseamnă guvernul USL. Ați văzut că nu am dat la o parte această companie când a venit la guvernare. Mai mult decât atât. Ne dorim să o eficientizăm, ne dorim să aducem, așa cum spunea și primul ministru al României, sediul la Târgu Jiu, și ne dorim ca profesioniștii în complexul energetic Oltenia să-și facă datoria. În așa fel încât CEO să fie unul dintre cei mai importanți, complexul energetic Oltenia, cel mai important producător de energie și de ce nu să se bată pe piața regională de energie entitate, cu coloșii din sud-estul Europei. A fost o prioritate și pentru guvernul Boc. Știm că la Târgu Jiu, fostul premier a repetat la fiecare din vizite că guvernul face lobby pentru înființarea inițială a companiei Electra, ulterior a companiei ACO. Domnule Bobu, voiați să răspundeți la... Vreau să spun că această entitate se înființează acum și domnul Maioranu știe. Cred că este prea devreme să-i dăm în cap. Vreau să vă spun că eu sunt venit la Divizia Minieră din data de 24, acum. Luna trecută. Nici nu s-au așezat structurile. Să nu-i dăm în caprea de vreme să spunem că nu este la nivel mondial. Va fi, că de aia am făcut-o. Eu sunt pus în situația, eu care nu sunt de la guvernare, sunt pus în situația să apăr o entitate și să vă spun să o lăsăm, că domnul, va lucra. Domnul Cilibiu, să ne înțelegem. Nimeni nu dă în cap unei companii energetice pe care ne-o dorim. Și atunci deci, de ce să o comparăm cu celelalte că nu se compară? Deci dacă nu se compară, că deocamdată n-avem dacă date. Dacă dumneavoastră n-ați înțeles foarte clar ce am vrut eu să spun, înseamnă că... Mai repetați o dată, poate înțeleg. Am spus că din moment ce într-un stat din fostul bloc est-comunist, așa cum este Polonia, poate să funcționeze foarte bine o companie exact, energetică. Exact, și ce elemente avem că asta nu funcționează. Da? N-o să funcționeze. Așa putem, nu, dar ideea este de la început. Este o prioritate a Guvernului Uniunii Social Liberale. A fost o prioritate și a este, deci în asta ne-am înțeles împreună. Mă lăsați să termin. În zona energetică, la 4 ani s-a schimbat strategia pentru că s-a schimbat guvernarea. Am venit cu încă un lucru bun și am spus. Dacă formarea acestui complex energetic Oltenia ajută județul Gorj, ajută sistemul energetic național și am spus da, au fost suficiente motive ca să continuăm cu acest complex energetic Oltenia, este foarte clar că nu ne dorim decât ca acest complex energetic Oltenia să fie unul dintre cele mai performante și un jucător pe piața de energie în zona regională. Și ce vi se pare asta că nu merge? Problema, eu n-am spus că nu merge. Discutam despre ce înseamnă retribuirea unor angajați și a unei clientele politice. Bine. Și aici sunt întru totul de acord cu ce spunea și președintele Călinoiu, cu ce spunea și președintele Cârciumaru, că oameni care au fost clar cu activitate fermă împotriva guvernului USL din partea Partidului Democrat Liberal, dar totuși s-au considerat că sunt specialiști și că ar fi bine să rămână în domeniu, din păcate nu-și fac datoria de inginer minier, de inginer energetician și ei în continuare încearcă să pună bețe în roate în ceea ce înseamnă eficientizarea acestui complex energetic Oltenia. Adică faptul că la ce moment... ne spuneți dumneavoastră acum s-ar traduce în felul următor. Oamenii angajați acolo lucrează împotriva sistemului în care activează, adică își taie singur creangajul sub picioare? Încearcă cu disperare, încearcă cu disperare și în ultimul moment să se agațe de o putere pe care nu o mai au. Și trebuie înțeles odată pentru totdeauna că zona politică și acțiunea politică este una, iar activitatea profesională este cu totul altceva. Chiar dacă ești un politic și lucrezi de foarte mult timp într-o zonă, așa cum este zona mineritului și energiei, asta nu înseamnă că dintr-o dată ai devenit un foarte bun politician și un foarte prost inginer. Nu! Lucrurile acestea se pot completa. Dar în condițiile, așa cum a făcut și Maioranu și a asumat și responsabilitatea politică, cei care au avut și au funcții de conducere în Partidul Democrat Liberal
și sunt, din păcate, în continuare pe funcții în complexul energetic Oltenia, trebuie să înțeleagă că acolo nu este locul unde se face politică. Acolo este locul unde se produce energie și trebuie să producem energie ieftină în așa fel încât să nu mai avem probleme și diferențe mari între ceea ce înseamnă costurile de producție și veniturile pe care le încasăm de pe urma vânzării. Domnul Maiorana, aveți exemple? Eu nu am văzut nicio analiză, concret, că dacă face... nicio analiză până concret, acum. Deci dacă aveți exemple, dați exemple. Să dați activității. Dacă îmi permite să intervin și eu cu... într-un singur minut o să vă explic care este părerea mea. Deci, domnul Maioreanu a spus foarte clar și statistica dumnealui apare de la o societate a statului polonez care a ajuns la un anumit nivel datorită neimplicării foarte mult a politicului în ceea ce se întâmplă. Ori, din păcate, în România și în special în județul Gorj, la nivel de minerit, totul este politizat. De la faptul că nu există un director, există 20. Și acum revenind la discuția inițială care ați promovat-o dumneavoastră cu salarizări exagerat de mari, adică dacă un salariat din minerit, un simplu minier, un amărât care are acasă 10 copii, câștigă 400-500 de euro salariu în condițiile foarte grele, unul dintre directori care este pus pur politic, fără competență profesională, mă abțin să dau numele cuiva în acest moment, da? Pentru că nu-i cunosc foarte bine ca să pot să-i apreciez. O diferență de 1000 de euro la 400 de euro, cât mi se pare o diferență exagerat de mare la salarizare. Este adevărat, trebuie să încurajăm competența profesională, trebuie să încurajăm profesioniștii să rămână în țară, să lucreze pentru țară, să nu numai în minerit, în toate domeniile. Vedeți că doctorii pleacă, toți bunii specialiști din țară pleacă, părăsesc țara pentru că afară lucrează pe bani buni. Haideți să-i ținem în țară, să-i plătim, dar în funcție de posibilitățile economice. Iată că îi plătim și îi plătim destul de bine. Întrebarea salarizarea să fie în funcție și de putere. Pe cine anume plătim? Pentru că reprezentanții USL-ului se cam contrazic. Atunci când s-a pus problema înființării CEO și USL-ul a venit la putere acum câteva luni, ne spuneau domnii de la USL, întrebați fiind de ce în acea structură de conducere care se creionase deja nu sunt foarte mulți de la cele trei partide care compun alianța, că cei care au fost desemnați, cei care au fost băgați în acea structură de conducere sunt niște profesioniști, că nu sunt interesați reprezentanții USL de funcțiile respective, ci sunt interesați de performanță, performanță pe care și dumneavoastră și de care și dumneavoastră vorbeați, domnule Maioreanu. Și nu folosim cuvântul, dar acum, de dragul de a-l folosi, acum, este chiar un lucru important. Acum, după, iată, nici, nu știu dacă este o lună și jumătate de când au început procedurile pentru înființarea CEO, deja ne spun aceiași reprezentanți ai USL neinteresați politic de funcțiile din CEO că directorimea este a PDL-ului și că nu ar mai fi competentă, așa cum o considerau inițial. Domnule Cilibiu, da, eu... cum au fost făcute acele numiri sau cum au fost desemnați oamenii care fac parte din structura de conducere a CEO? Asta ne interesează. Da, vreau să revin un pic la ce s-a spus vis-a-vis de... nu s-a dat un nume. Deci dacă am făcut o asemenea declarație, înseamnă că avem niște cazuri care ne-au sărit, care au ieșit din tipare și că fac politică și nu-și fac profesia. Discuția a fost despre salarizare, dumneavoastră ați provocat discuția de... Dacă îmi dați voie, o să... Deci nu s-a dat un exemplu, mi se pare politicianism. A doua problemă. Exemplul directorului general, domnul Bălășoiu, care a fost susținut de guvernarea PDL. Știm că numele domnului Bălășoiu a apărut pentru funcția de director general al viitoarei entități. Eu revin la ce v-am spus. Există niște funcții care trebuie și domnul Maioreanu știe și dânsul este unul din oamenii care nu poate vorbi de politicianism și de epurare politică, că pe guvernarea noastră a dus-o destul de bine în condițiile în care eu am fost șomer pe guvernarea noastră. Nu dați apă la mor. Deci, eu vă spun, mi-ați aruncat o minge la filou, e problema dumneavoastră. N-am să trec nepăsător pe lângă remarca noastră. Deci,
Deci nu, nu, deci, ascultați ce spun, doar, fiți atent. Doar v-am spus că nu trebuie să vorbim de politizare. Domnul Cilibiu, fiți atent ce spuneți. Deci vreau să vă spun că... Și vă rog să vă retrageți cuvintele în acest moment, pentru că dacă e să discutăm strict despre persoana mea, cred că este un caz cât se poate de radical. Și cu a mea, și cu Laurențiu Ciurel, și cu multe alte persoane. Haideți să fim serios. Deci eu doar v-am spus că dumneavoastră ați avut loc de muncă și eu n-am avut atât. Ar fi culmea ca după atâția ani de muncă să ni se pună în cârcă și ideea să nu mai avem locuri de muncă. Deci eu pe guvernarea noastră n-am avut locuri de muncă, aia a fost diferența. Nu, și pe dumneavoastră interne. Nu, da, să, deci vreau să vă spun că astea sunt funcții care au o grilă de salarizare. Dacă dânsii li se pare că este mare, să o schimbe. Eu le mai propun altceva. Să fac un inventar. Nu știu dacă mai poate fi schimbată, pentru că totul am înțeles schimba. Există niște contracte. Da, trebuie să în țara asta se poate schimba orice acum. Nu. Sunt încheiate pe un anumit se termen. Se poate schimba orice, pe actuala guvernare se poate schimba orice. Deci eu zic următoarele lucruri. Deci să fac un inventar a tuturor oamenilor care au fost sub guvernarea noastră, să-i vadă dacă mai sunt și sub guvernarea dânșilor pe posturi și să-i dea afară pe toți. Să pune alții. Aici aș vrea să intervin eu puțin. Să pun și alții, să vă, și dacă să vă nu sunt specialiști și dacă oamenii ăștia fac politică. Să dacă vă explic nu de ce vreau să intervin puțin. Vă rog. Sub următorul aspect. Dacă vă amintiți bine la instalarea guvernului USL, s-a pus problema că niciunul dintre directori nu va părăsi postul în acest moment. Cei care vor demonstra competență vor rămâne și în continuare ca specialiști, dar cu condiția de a nu se implica politic. Da? Am avut o perioadă foarte tulbure, am avut o perioadă foarte scurtă de acomodare, de trecere de la un sistem la celălalt. În ceea ce privește CEO s-a demonstrat, nu s-a demonstrat, certitudinea este că această societate de-abia în ultimul timp s-a înființat prin recunoașterea ei juridică la judecătoria Târgu Jiu. Nu se poate schimba nimic în conducere, așa cum zice domnul Cilibiu, deoarece s-a numit un consiliu de conducere, un consiliu director care să înființeze societatea până la un moment dat, de-abia după ce va începe să funcționeze, se vor putea face acele modificări la nivel structural la conducerea societății. Deci în acest moment chiar nu se poate modifica nimic, indiferent că vrea guvernul USL sau că vor cei de la PDL. În continuare se va face schimbări, se vor face schimbări în funcție de competență. Noi nu avem niciun interes în acest moment să dăm niciun director afară, o repetăm, inclusiv astăzi în ședința de la Consiliul Județean s-a discutat foarte clar și fără niciun dubiu. Domnul președinte, că noi le-a spus, deși nu a fost prezent la acea ședință, am primit informații în acest sens, că le-a spus foarte clar, domnilor, nu ne implicăm politic. Fiecare este pe funcția de director să-și facă treaba de profesionist pentru care este plătit. Cine se va implica politic, în secunda următoare, va fi demis. Sunt informații că se încearcă totuși în această perioadă să se amestece politicul cu profesionalismul. Acum revenim la discuția, pentru că noi am început această discuție și am plecat să dezbatem problema din punct de vedere al salarizării și se deviază permanent discuția sub altceva care nu și are rostul. Chiar se ajunge până acolo, a se discutat de domnul Maioreanu pe ce funcție și care e problema. Deci asta este o altă discuție care se poate tranșa între cei doi oricând. Clar, cu cărțile pe față și discutând nimic concret. Noi vorbeam de principiu, n-am nimic cu domnul. În ceea ce discutăm noi, fiind vorba de salarizare, într-adevăr aceste salarii sunt exagerate la nivelul la care România este acum. La momentul în care România are foarte multe datorii, la momentul în care românul trăiește foarte greu, salariile acestea de 10.000 de euro pentru un director, fie el chiar de la CEO, sunt exagerate. Și aceste numiri au fost clar făcute de PDL. Dar nu știu dacă PDL-ul mai putea să facă numiri în momentul în care îmi permiteți o mică intervenție. Au fost numite, acum nu s-a schimbat nimic. Una mică. Eu sunt de 18 ani în Partidul Democrat Liberal. Sincer vă spun, pe domnul Bălășoiu nu-l cunosc nici ca șeful meu acum. Eu sunt simplu inginer în cadrul complexului respectiv. Nu-l cunosc pe domnul Bălășoiu, nu l-am cunoscut niciodată ca un politic. Nu știu ce implicare politică are, că văd că se vorbește mult despre dânsul. Deci eu n-am cunoștință că dânsul ar fost vreodată implicat politic.
A fost susținut de reprezentanții PDL-ului. Știți ce, am văzut astăzi o treabă într-un ziar, zice domnul X. A fost mediatizat. Am văzut o treabă într-un ziar, domnul X. Nu putem să ne ascundem. Vreau să vă spun o chestie, că nu trebuie făcute lucrurile astea. Eu cred că domnul Bălășoiu este un profesionist și a fost acceptat de dânsii. Nu-l cunosc, v-am spus, așa cred. Am văzut astăzi într-un ziar că se vorbea de unul din colegii care este pe o funcție, că, vezi, doamne, om care nu face politică la ora actuală, care pe fratesul la noi la PDL. Mi se par lucrurile astea că trebuie să le legăm. Că ne ducem undeva în spate, când se spunea, zice, domne, și copiii copiilor tăi o să tragă, îmi spunea mie un președinte, de un secretar de partii pe timpul celălalt. Cred că ne ducem prea departe. Să vorbim de profesionism și cine face politică, politică și nu-și face treaba, să dea exemplu și să fie dați afară. Asta e treaba. Da. Deci eu n-am nimic împotrivă, sunt de acord și noi am pus același lucru. Și dânsul, domnul Maioranu... O să le spunem, dar din păcate rămân tot aceeași. Domnul Maioranu, unde este lipsa de profesionalism a acestor oameni? De ce v-ați întors așa la 180 de grade? Spuneam, liderii USL-ului și în principal ai PSD-ului, pentru că de obicei PSD-ul este mai vocal în județul Gorj, spuneau la creionarea acelei liste cu directorimea că sunt specialiști în ecuație și pe domnul Bălășoiu îl ridica toată lumea în slăvi. De ce acum această întoarcere, spuneam, la 180 de grade? Chiar domnul Călinoiu a ieșit public și a spus că va sesiza Ministerul Economiei acum ceva timp pentru lipsa de implicare a domnului Bălășoiu și pentru jocurile politice care se fac în CEO. Care sunt jocurile politice care se fac în CEO și de ce acei specialiști de acum două luni nu mai sunt acum specialiști? Nu cred că în perioada următoare preocuparea mea numărul unu o să fie să văd ce jocuri politice se fac în complexul energetic Oltenia. În niciun caz nu o să fie interesat de acest lucru. Doamna Stoian, eu nu vreau să fac aprecieri legate de mulți dintre colegii din complexul energetic Oltenia. Pe foarte mulți dintre ei îi cunosc. Îi cunosc foarte bine pe colegii din exploatarea minieră roșie. Îi cunosc foarte bine pe colegii din Motru. Cunosc foarte mulți colegii din zona termoenergetică. Din păcate, pentru complexul energetic Oltenia, în perioada în care s-a stabilit Consiliul acesta de supraveghere și o parte din cei care au decizia la nivelul complexului energetic Oltenia, lucrurile acestea s-au făcut strict sub influența politică. Nu înțeleg nici măcar acum că lucrurile astea trebuie să se oprească și singura lor preocupare trebuie să fie legat, cel puțin în perioada în care sunt la serviciu, de ceea ce înseamnă bunul mers al complexului energetic Oltenia. În rest, nici pe departe nu aș vrea să abordez în modul acesta discuția, dar atâta timp cât la guvernare este Uniunea Social-Liberal, un minister al economiei, care este principalul statul român, prin Ministerul Economiei, principalul acționar la complexul energetic Oltenia, este foarte clar că trebuie să fim de acord cu aceste lucruri. Cu aceste grija numărul unu este eficientizarea complexului energetic Oltenia. Complexul energetic Oltenia să devină unul dintre cei mai importanti jucători de pe piața regională de energie. Da. Lucrul acesta nu se poate... Da, acesta este scopul unei companii energetice integrate și de dimensiunea complexului energetic Oltenia. Rentabilizarea acestei din păcate, unități în din păcate, încă influența nefastă a politicului și în special a unor colegi din PDL care nu au înțeles că nu sunt la guvernare și singura lor preocupare în momentul în care li s-a dat o șansă, ar trebui să fie legată strict de partea profesională și nu de alte lucruri și de jocuri politice, așa cum le spuneați dumneavoastră. Eu am urmărit și astăzi... Eu v-am întrebat de jocurile politice, dacă ele se fac acolo în interior, am urmărit pentru că în afară orice om este liber să facă politică. Am urmărit și astăzi și în zilele trecute articolele pe care dumneavoastră, reprezentanții mass media, le transmiteți opiniei publice. Și foarte bine, ați făcut, cum să vă spun eu, o radiografie foarte importantă. Chiar astăzi pe complexul energetic Oltenia, o publicație din județul Gorj, arăta foarte clar câți membri USL sunt pe funcții de conducere. 4. Deci noi am făcut un lucru pe care, în general, electoratul l-a așteptat de la noi.
ideea de a nu politiza zonele importante din economie. Este un lucru pe care încercăm nu numai să-l transmitem ca mesaj, dar să-l și-l materializăm. Este o preocupare extraordinară, pentru că vedeți și dumneavoastră... De ce nu v-a spus mai mulți oameni, domnule Maiorean? Nu asta este problema. Repet, am plecat de la premiza că atâta timp cât în termocentrale, în cariere, în exploatările de subteran, sunt oameni pricepuți, dar că au și ei la rândul lor niște simpatii politice, nu trebuie ca acest lucru din urmă să fie neapărat un criteriu de selecție. Am spus, lucrează de 15 ani, de 20 de ani, au simpatii cu un partid sau cu altul, suntem un stat democratic, este normal și firesc până la urmă. Dar de acolo și până aduce lupta politică în zona unei entități importante, așa cum este Complexul Energetic Oltenia, este o foarte mare diferență. Angajări în continuare pe criterii strict politice, deci nu există și cred că puțini au posibilitatea să găsească un post de muncă bun din acest punct de vedere, și mai mult decât atât, pe lângă faptul că ai avut această ocazie, ba încerci să obstrucționezi activitatea pe care noi ne dorim a fi una eficientă. Un lucru foarte important, s-a discutat și mesajul primului ministru, al președintelui Călinoiu, al președintelui Cârciumaru, este foarte clar. Ne dorim ca sediul Complexul Energetic Oltenia să fie la Târgu Jiu. Aici da, este inima și capitala energiei pe bază de cărbune. 1000 de salariați din cadrul entităților energetice au beneficiat de majorări salariale de până la 5 milioane de lei vechi. Este un citat pe care colegii mei de la Gorj Domino îl atribuie unui reprezentant din interiorul acestui domeniu. Spun ei că PDL-ul ar fi făcut aceste majorări înainte de campania electorală, domnule Cilibiu. 1000 de oameni au primit majorări salariale, restul nu. Știți ce nu e în regulă? Că nu dăm nume. Domnule, a zis X treaba asta și să-și o asume, să vină cu dovezi. Vis-a-vis de politizare. X poate rămâne a doua zi fără loc de muncă, așa că... Păi nu, așa este, că vorbim pe zvonuri. Din punct de vedere jurnalistic, vă spun eu. A doua problemă. Vorbim de politizarea acestui complex. Eu sunt secretar general la PDL. Dați-mi și mie un director care este acum pedelist, să-l știu și eu, că eu nu-l știu. Să poate am nevoie de el. Dați-mi unul din ăla care face campanii. Și care acum domnul Gârjoabă este director și este și pedelist. Nu este director Gârjoabă și este pedelist, dar face Gârjoabă campanie este în instituție. Pedelist încă, face Gârjoabă campanie în instituție. Dar dacă l-ați căutat deci, pe am plecat de la domnul Bălășeu și ajuns să la domnul Gârjoabă. Eu cred că nu despre dânsul. Cred că nu la dânsul se referea nici domnul Maiorean, nici domnul Călinoiu. La solicitarea dumneavoastră primi răspunsul de domnul Gârjoabă. Da, cred că vă referează la nivel mai înalte. Deci eu zic că ar trebui să dăm nume sau să dăm exemplu, uite, la Rovinar, la Turceni, unde s-a făcut treaba asta? Eu n-am cunoștință de treaba asta. Poate zilele următoare probabil vor apărea. Stați un pic, că mai e o treabă. Când s-a făcut protocolul. Dacă îmi dați voi. Dar foarte scurt, 10 secunde. Deci când s-a făcut protocolul de constituire a complexului, printre altele a fost stipulat ca să nu se umbla salarii. Probabil transferându-i dintr-o parte într-alta i-a dus la grila de salarii care era. La Turceni, să știți că erau grile diferite de Rovinari, la SNL-ul domnul Marian știe că a lucrat la SNL-ul, este altă grilă. Probabil, uite, eu vin de la Rovinari și mi s-a spus că voi fi negociat acasă la SNL-ul. Deci o grilă mai mică. Probabil că asta e situația. Da, n-am cunoștință. N-am cunoștință. Știți ce, m-a spus pe mine în postura de a apăra SNL-ul, o entitate care funcționează pe acest guvern. Eu o apăr pentru că lucrez acolo. N-am cunoștință. Gândiți-vă cum văd oamenii care lucrează totuși în minerit și energie și au salarii destul da, tocmai, de mici în comparație. Tocmai pentru acest oameni ar trebui dat exemplu să știe și el dacă colegul... Muncesc efectiv. Tocmai pentru ei ar fi să știe și el dacă colegul de lângă el a primit și un salariu nemeritat. Ar trebui dat exemplu. Dar nu mai avem timp, din păcate, colegii ne taie pentru că trebuie să intre București, intră colegii mei de la București la o altă emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!